Pacea Domnului Iisus, iubiți frați și surori, sunt fratele Daniel și astăzi vă voi citi partea a patra a mărturiei păstorului congolez Adam Mbaya. O soră voluntară a canalului a tradus mărturia aceasta din limba engleză, iar eu vă voi citi această mărturie. Este o mărturie foarte șocantă, pentru că e vorba despre un păcat cu care se confruntă toată lumea creștină. Păcatul de a asculta muzică lumească, care are numele de muzică creștină. De aceea să fim foarte atenți și mărturia aceasta să ne trezească și să ne conștientizeze pe toți. Dragii mei, mărturia aceasta nu este un atac pentru cei care au alt tip de încredințări, ci este un apel la trezire, un apel la sfințire pentru toți cei care Dumnezeu îi mai conștientizează că trebuie să se pocăiască și trebuie să se apropie de El. Voi începe să citesc. Aceasta este mărturia profetului Adam, despre cele 351 de camere ale iadului. Domnul m-a vizitat și mi-a arătat realitatea vieții de apoi. Domnul a spus, îți arăt aceasta pentru că vreau să mergi în lume și să spui lumii realitatea vieții de apoi și a iadului, pe care o vei vedea aici, astfel încât ei să știe că există viață după moarte. Domnul a spus, atracția, distracția și plăcerea acestei lumi orbesc populația lumii cu privire la realitatea vieții de apoi, dar omenirea trebuie să înțeleagă că dacă răpirea este amânată, moartea va veni ca un hoț în viața lor. Prea iubiților, am fost dus în iad pentru o perioadă de 351 de zile, pentru a vizita cele 351 de camere ale iadului. În Ioan 3:16 Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine să crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Frate drag, când Domnul m-a dus pe acest munte înalt, El m-a întrebat, ce vezi? Când m-am uitat, am văzut 12 cratere pe tot globul. Par a fi pâlnii. Aceste cratere sau pâlnii erau ca și cum s-ar fi mișcat. Erau peste tot pe pământ. Domnul a spus, acestea sunt cele 12 intrări ale iadului. Mă uitam când am văzut că aceste 12 cratere devin unul. Am auzit repede o voce puternică care spunea, livrare. Când am auzit această voce spunând, livrare, am văzut mii de suflete umane fiind aspirate de aceste 12 cratere care erau ca într-o pâlnie. Aceste numeroase suflete păreau precum nisipul care cade sub pământ prin aceste pâlnii. Când am urmărit aceste suflete care cădeau în aceste cratere, am văzut creaturi care erau legate de partea iadului. Erau înfricoșători. Când am intrat în iad, frate scump, era o duhoare insuportabilă. Era ca și cum întreaga lume este moartă și ești expus duhorii cadavrelor lumii. Auzeam strigăte de deznădejde și disperare. A existat un întuneric care nu se găsește pe pământ. Am spus, Doamne, nu pot să suport asta. Mi-a spus, fiul meu, ar fi bine să vezi ce urmează să-ți arăt. Am spus, Doamne, voi spune lumii că acest loc există. Domnul a spus, trebuie să vezi asta, este necesar. Când am început să cădem în iad, am văzut că eram ca și cum am fi coborât într-un vulcan. Era roșu. Demonii încercau să ne prindă, dar nu puteau. Când am ajuns în iad, am văzut un peisaj fără margini. Nisipul de pe pământ era roșu. Apoi am văzut o coadă imensă și tăcută de oameni. Erau numeroși, cu miile. În timp ce aceste suflete stăteau la coadă, am văzut că nisipul pe care stăteau le făcea rău. Am văzut că în aer zburau demoni. Ei spuneau acestor suflete pierdute, bucurați-vă, căci aceasta este împărăția voastră pentru veșnicie. Tu care ai ales răul, bucură-te, căci vei fi aici pentru veșnicie, pentru veșnicie. Mă uitam la coadă. Apoi am văzut un demon care ținea un lanț care era încălzit la temperatură ridicată. Era foarte roșu. Acest demon lovea sufletele care erau în afara liniei din cauza nisipului roșu care le făcea rău. Și ori de câte ori băteau oamenii cu acest lanț, tăieturi enorme le apăreau pe corp. Am observat că în loc de sânge, viermi uriași cădeau din aceste tăieturi. Domnul a spus, acești oameni așteaptă să fie chemați și aruncați în focul iadului. Apoi Domnul m-a dus la începutul acestei cozi, când am ajuns la porțile iadului, unde începea coada. Am văzut un om șezând pe un tron. Era îmbrăcat într-o haină gri care era murdară și înaintea lui era o masă care părea să nu aibă sfârșit. Pot spune că această masă a fost la fel de lungă ca și cartierul nostru. Pe lângă acest om era un televizor cu plasmă imensă, unde proiecta pe ecran viețile multor oameni. Acest demon era Nichel sau Apolion. Avea mulți metri înălțime. El păzea poarta și direcționa sufletele
către cele 351 de camere ale iadului. Apoi Domnul a spus că trebuie să vizităm cele 351 de camere ale iadului. Există 12 porți care duc în iad. Aceste intrări ale iadului duc la cele 12 tuneluri care duc la cele 351 de camere ale iadului. Aș dori să clarific faptul că fiecare camera iadului este de dimensiunea unui continent, precum Africa sau Asia. Camerele de muzică. În iad am vizitat un loc numit Camerele de Muzică, unde am auzit sunetele tuturor tipurilor de muzică. Mă refer la muzica laică și creștină, a chitariștilor soul, a toboșarilor și a celor care cântă la tot felul de instrumente. Am crezut că este ceva bun în acest loc, dar nu a fost așa. Când Domnul mi-a cerut să intru, dragul meu, când am intrat în acea cameră de muzică, am văzut muzicieni populari din țara noastră. Am văzut celebrități americane notorii și am auzit alți rapperi ca Puff Daddy în această cameră. Cântecele lor se auzeau acolo. Ei conduceau fanii muzicii mondiale în iad. I-am văzut pe acești muzicieni care se aflau pe vârful unui munte pe care scria Muntele Chinului. La acest munte de chin am văzut sufletele artiștilor muzicali și ale fanilor muzicii laice. Acești fani ai muzicii laice aveau lanțuri la gât care erau similare cu cele pe care oamenii le puneau pe câini. Lanțul a intrat sub pământ. Acești fani ai muzicii lumești au fost conduși la acel munte de chin de demonul muzicii. Când un om ascultă muzică laică și orice muzică care nu este inspirată de Dumnezeu, există o condamnare asupra lui. Am văzut celebrități muzicale pe o platformă în acest munte de chin. Au fost forțați să cânte. Aceasta a fost condamnarea lor. Aceștia erau cântăreți, toboșari, chitariști și în timp ce cântau, sufletele fanilor lor care erau atașați de muzica laică erau în jurul platformei, ascultau și erau torturați. De fapt, în timp ce muzica se auzea în acest loc, o ploaie de foc cădea peste ei. Celebrități muzicale și fani au fost arși. Am văzut fanii muzicii laice care aveau partea inferioară îngropată sub pământ și părțile superioare care erau vizibile erau acoperite de viermi și demonii le sfâșiau membrele trupurilor celor care ascultau muzica laică. Am văzut demonii care au capturat sufletele oamenilor care ascultau muzica laică, aducându-i în acea cameră de muzică. Ascultarea muzicii laice este condamnare. Am văzut muzicieni și pe cei care le ascultau muzica, toți erau în acest loc. Domnul mi-a arătat un păstor popular în orașul nostru. Înainte de convertirea sa, el a fost atașat de muzica laică. Când a venit la Hristos, a început să-L slujească pe Dumnezeu. Cu toate acestea, el nu a reușit să se separe de muzica laică. A continuat să asculte muzică laică venită de pe telefon prin căști de teamă să nu fie prins. Când a murit, a căzut în acest loc pentru că nu a reușit să se separe de lume. În iad am văzut demoni sfâșiindu-i acestui pastor urechile pentru a scoate cântecele lumești pe care obișnuia să le asculte. Acest pastor plângea pentru că chinul lui era insuportabil și o ploaie de foc cădea peste el. Domnul mi-a spus că această ploaie de foc era cuvântul mărturiei bune pe care oamenii de pe pământ îl spuneau despre el. În iad am văzut o doamnă căreia îi plăcea să asculte cântecele lui Franco Luambo, dar când a venit la Domnul nu a mai putut cânta aceste cântece, dar doamna cânta cântecele lui Franco în inima ei. Când a murit, a mers în iad și demonii îi sfâșiau inima pentru a scoate cântecele seculare pe care le cânta în inima ei. Focul iadului nu este ca cel pe care îl avem pe pământ și chinul iadului trebuie evitat. Era și un muzician gospel în acea cameră. Ceea ce am văzut în iad a fost haos și carnagiu. Acești demoni ai iadului sunt măcelari, sfâșiau oamenii. Am văzut demoni care sfâșiau gurile oamenilor pentru a le scoate cântecele, pentru că obișnuiau să cânte cântece seculare cu gura. Pentru că aceasta, adică acele cântece, sunt proprietatea lor. Muzica laică este proprietatea diavolului. Demonii au sfâșiat inimile oamenilor care cântă muzică lumească în inimile lor pentru a-și scoate cântecele. Acești oameni cântau muzică profană în inimile lor, în viața lor.
L-am întrebat pe Domnul Iisus Hristos, este muzica laică și cea lumească întotdeauna rea? Domnul mi-a zis, fiul meu, uită-te, când m-am uitat în sus, am văzut pe vârful muntelui Dechin un muzician congolez care a murit cu mulți ani în urmă. Obișnuiam să-l numim un mare maestru. Am văzut că demonii l-au îndoit pe acest artist pentru că era într-o poziție îndoită pe vârful unei stânci uriașe care era roșie, pentru că era încălzită la temperaturi ridicate. Pe spatele lui era ca și o piatră, așa că era îndoit pentru totdeauna. Am văzut că ținea o chitară care nu ardea, deși el însuși ardea. Am văzut că era forțat să cânte muzică profană, inclusiv muzică creștină. I-am spus Domnului, el cântă chiar și cântece creștine. Domnul a spus, diavolul știe că copiii mei nu vor asculta muzică laică. De aceea el compune cântece creștine care vor fi date slujitorilor mei, în special celor care deschid uși și trăiesc în păcat. Domnul a spus, multe cântece creștine pe care le auziți în lume nu sunt cântecele mele deoarece nu sunt inspirate de Duhul meu. În timp ce muzicianul Franco Luambo cânta aceste cântece, am văzut demonii muzicii venind să ia aceste cântece pe care le-au scufundat în lava iadului pentru a le îmbrăca cu foc ciudat, iar apoi au călătorit în lume pentru a inspira cântăreții și slujitori ai lui Dumnezeu care trăiau în păcat. Am văzut că atunci când aceste cântece au fost puse în circulație pe pământ, demonii înaripați ai muzicii aruncau lavă a iadului asupra oamenilor, astfel încât aceștia să ardă de dorința de a auzi aceste cântece. Aceste focuri sau dorințe din inimile oamenilor de a asculta muzică laică și muzică creștină demonică erau din iad. Dacă îți place să auzi această muzică pe telefon când mori, în viața de apoi, telefonul va fi serviciul și dovada condamnării tale. Am văzut că atunci când cântăreții creștini și gospel și-au lansat cântecele și albumele inspirate de demoni, am văzut acești demoni înaripați ai muzicii deasupra bisericilor. Ei strigau către congregațiile poporului lui Dumnezeu și spuneau, poporul lui Dumnezeu, trebuie să lansați noul album de frații cu tare și cu tare. Trebuie să cântați cântecele lor în bisericile și în casele voastre. Acești demoni erau înăuntru copiilor lui Dumnezeu pentru a cumpăra cântece creștine demonice. Am văzut că atunci când bisericile și poporul lui Dumnezeu auzeau aceste cântece religioase demonice care erau inspirate de demoni, aceste duhuri necurate erau atrase în casele și în bisericile lor datorită cântărilor evanghelice satanice. Deoarece demonii sunt întotdeauna atrași oriunde se cântă muzică laică și cântece neinspirate de Dumnezeu. Când bisericile lui Dumnezeu cântau și lăudau cu aceste cântece creștine demonice care erau inspirate de demoni, am văzut că acești demoni înaripați ai muzicii erau atrași. Ei erau suspendați deasupra acestor biserici și își mișcau aripile în timp ce poporul lui Dumnezeu cântau acele așa numite cântece creștine compuse în iad. Acești demoni înaripați ai muzicii eliberau focul ciudat al iadului în congregațiile poporului lui Dumnezeu. Și am văzut oameni vorbind în limbi ca și cum Duhul Sfânt s-ar fi coborât peste ei. Unii oameni cădeau și reacționau ca și cum puterea lui Dumnezeu ar fi căzut asupra lor. Acești demoni înaripați aruncau foc și lavă din iad. Puterea celui rău a fost confundată cu puterea lui Dumnezeu. I-am văzut pe acești demoni ai muzice tremurând și lovindu-și aripile. Domnul a spus, ceea ce i-a făcut pe copiii mei să fie atașați de cântece inspirate de demoni este focul iadului. Pentru că ori de câte ori să cânt aceste cântece, copiii mei simt că au intrat în prezența lui Dumnezeu din cauza focului ciudat al iadului. Demonii imită lucrarea Domnului care lucrează în credincios. Dacă ești atașat de muzica laică, aceasta te va duce în iad. Și dacă asculți muzică creștină a artiștilor care sunt în legământ cu diavolul, dai slavă diavolului și sufletul tău este în pericol. Domnul a spus, ceea ce ne place și ceea ce auzim poate duce la judecată. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se separe de muzica laică. Multe dintre cântecele creștine de pe pământ sunt compuse de demoni. În această cameră am auzit multe cântece creștine care erau populare în țară.
Unele dintre ele urmau să fie lansate pentru că multe cântece creștine sunt din iad, cum ar fi muzicianul care cânta despre cheia lui Dumnezeu, cântecul triumfal sau telefonul. Aceste cântece populare congoleze au venit de la demoni. Nu ne sunt cunoscute cântecele acestea, dar trebuie să fim și noi cu mare băgare de seamă și să luăm aminte și să discernem cântecele românești sau cântate în limba engleză care vin de la Dumnezeu de cele care nu vin. Erau multe cântece creștine care se cântau în iad. Problema este că atunci când un cântăreț de gospel nu este în intimitate cu Domnul, când trăiește în distragere, când a deschis ușile pentru împărăția întunericului, el va fi inspirat de demonii muzicii pentru a compune un cântec creștin al iadului. Chiar dacă cântecul va fi evanghelic, este totuși din împărăția iadului, nu este inspirația Domnului. Poporul lui Dumnezeu care va asculta acest cântec va fi condamnat pentru că dă slavă celui rău. În iad am auzit un cântec evanghelic congolez numit Tronul. Acest cântec a fost cântat în iad cu mult înainte de a fi pus în circulație, deoarece slujitorii lui Dumnezeu nu mai sunt aproape de Duhul lui Dumnezeu, deoarece sunt distrași. Demonii au continuat să inspire un slujitor al lui Dumnezeu să compun acest cântec. Cântece precum Thankful of Mary, un cântec la adresa Mariei, au fost cântate în iad cu mult înainte de a fi lansate în lume evanghelică. Când a apărut acest cântec, le-am reamintit oamenilor că am vorbit cu ei despre asta. Marea problemă este că demonii îi inspiră pe cântăreții creștini pentru că acești slujitori nu umblă în intimitate cu Duhul Sfânt. Am fost instruit să nu le expun numele, dar voi face aluzie la titlurile cântecelor lor pe care le-am auzit în camerele de muzică din iad. Nouă nu ne sunt relevante aceste nume de cântări pentru că sunt în limba congoleză, dar putem extrage din această mărturie principiile prin care să putem deosebi muzica ce este inspirată de Domnul, de muzica creștină, ce este inspirată din alte surse. Domnul să ne dea discernere spirituală și celor care căutăm adevărul cu sinceritate și dorim să umblăm în lumină, cu siguranță ne va da. Domnul a spus, orice cântare care nu este inspirată de Duhul Sfânt este de la diavol și nu poate fi cântată. Oamenii care aud aceste cântece au judecata lui Dumnezeu asupra lor. A fost un cântec pe care l-am auzit în iad, care trebuia să apară în viitor, iar unele sunt cântate chiar acum, cum ar fi Crown and Throne. Am auzit aceste cântece în iad chiar înainte de a fi lansate. Mulți oameni care au auzit această mărturie în anul 2014 și 2015 știu despre ce vorbesc pentru că le-am spus titlul cântecului pe care l-am auzit în iad, care trebuia pus în circulație. L-am întrebat pe Domnul, cum pot copiii tăi să scape de cântecele evanghelice care nu sunt inspirate de tine? Și cum se face că cei care cântă muzică gospel sunt slujitori inspirați de demoni? Domnul a spus, ori de câte ori cântăreții creștini nu umblă în sfințenie, ei nu vor fi inspirați de Duhul Sfânt, deoarece demonii vor începe să-i inspire. Fac o paranteză și mă gândesc că asta e valabil și pentru noi predicatorii. Domnul a spus, aceste cântări ale demonilor sunt îmbrăcate cu focul ciudat al iadului și când poporul meu îi aude, simte foc și crede că este focul Duhului Sfânt. Cu toate acestea este focul iadului. Oamenii cred că vin în prezența mea când aud această muzică creștină, dar în realitate ei vin în prezența demonilor, pentru că multe din aceste cântece sunt inspirate de demoni. Amin. Dragii mei, aceasta a fost sfârșitul părții a patra și trebuie să ne cercetăm. Trebuie să te cercetezi și eu. Facebook-ul este invadat de muzică lumească. Rețelele sociale sunt invadate de muzică lumească. Ce este în inima mea? Ce este în inima ta? Muzică creștină? Ascultăm noi ca și creștini, ca și pocăiți, numai muzică creștină? Sau ne mai duce acolo degetul când scrollăm, când ne uităm la starea cuiva, să auzim și o muzică lumească care mai apoi ne rămâne în inimă și poate o fredonăm în gând sau o fredonăm chiar
cu voce tare. În această mărturie vedem că e păcat a fredona o muzică lumească, cuvinte, chiar câteva cuvinte dintr-o melodie lumească, a le fredona, a le cânta, este un păcat care duce în iad și un păcat foarte întâlnit între credincioși evanghelici, de orice ramură, creștini după Evanghelie, penticostal, baptiști. Dragii mei, problema este că s-a ajuns până acolo încât unii spun că nu-i păcat, că poți să asculți muzică lumească, că nu există deosebire între sacru și profan. Ba da, uite că există o deosebire și uite că muzica laică duce în iad. De aceea, dacă știm lucrul acesta, că muzica laică duce în iad, să ne ferim, dragii mei, Domnul să ne dea biruință, Domnul să ne ierte, să ne cerem iertare. Eu împreună cu dumneavoastră să ne cerem iertare că de atâtea ori am dat peste muzică lumească și nu ne-am împotrivit atât cât ar fi trebuit să ne împotrivim. Ar trebui când vedem la starea cuiva o muzică din aceasta lumească, din prietenii noștri, din familia noastră, deja să închidem, să nu mai ascultăm, pentru că acea melodie se implantează în minte, se implantează în inimă și rămâne acolo. Și apoi diavolul are drept de proprietate asupra ta, că ai muzica lui în minte, ai muzica lui în inimă și mergi în iad. Și dragii mei, referitor la muzica creștină sau așa zis creștină, noi ca și creștini, dragii mei, trebuie să ascultăm o muzică care ne face să ne pocăim, care ne face să ne apropiem de Dumnezeu, care ne arată că suntem păcătoși, o astfel de muzică trebuie să ascultăm. Dar acum, dragii mei, așa cum oamenii din lume ascultă o muzică ca să emane o stare, emană o stare că sunt cineva, că sunt șmecher, că sunt nu știu ce. Acum și noi creștini am început să ascultăm o muzică care nu mai atinge coarta sensibilă a păcătosului, nu te mai face să te simți păcătos, nu mai pare muzică creștină, ci pare muzică de spectacol, dar e cu cuvinte creștine. Și asculți acea muzică ca să fii cool, ca să fii în trend cu lumea. Acum e o rușine să mă asculți Daniel Hârtie sau melodii vechi care duc spre pocăință și acum se ascultă muzică în engleză. Chiar dacă nu știi ce spune melodia respectivă în engleză, o asculți pentru că e cool, pentru că ești relevant. Dar e posibil ca acea muzică în engleză să nu fie inspirată de Dumnezeu. De aceea, ia aminte că starea aceea pe care ți-o produce muzica aceea, dacă nu e o stare care să te facă să te simți păcătos, s-ar putea ca tu să crezi că îi prezența lui Dumnezeu, dar de fapt să fie altă sursă. De aceea să avem mare grijă ceea ce ascultăm. Nu fac videoclipul ăsta ca să judec pe cineva, dar dacă tu te găsești în această stare, ești pe un drum periculos, dacă te găsești pe această stare să asculți muzică creștină care să te facă să te simți cool, să te facă să te simți cineva, dar nu te face să te simți păcătos, ești pe un drum periculos. Dacă tu asculți muzică lumească, mergi pe un drum periculos. Domnul să ne ierte, să ne ajute să conștientizăm ceea ce e păcat în viața noastră și să ne ierte. Poate ca și creștin ai avut perioade de cădere când ai început să asculți muzică lumească. Sângele Domnului Iisus Hristos poate ierta, poate curăți acolo unde este mărturisire și lepădare de păcat. Domnul să ne ajute să ne pocăim atât pe mine cât și pe dumneavoastră. Multă pace!